Orice anotimp este pentru Paul un anotimp al provocărilor sportive. Chiar dacă vremea Olimpiadei a trecut, iată acum un challenge mare cât o Olimpiadă. Paul Georgescu, multiplu recordman internațional, a ales competiția Seven Lakes, adică traversarea în not a celor mai lungi 7 lacuri din România. Marii campioni sunt generoși și au întotdeauna grijă de generațiile viitoare. Paul Georgescu este notător, dar este și profesor și antrenor. De aceea și-a luat cu el micii viitori campioni pentru a-i arunca și pe ei în competiția Seven Lakes, proba de ștafetă, așa cum a făcut când a trecut în not canalul Mânecii. Sub bagheta antrenorului Paul Georgescu, echipa de ștafetă copii a trecut cu succes primul dintre cele 7 lacuri din competiția națională. Unul dintre obiectivele competiției Seven Lakes este promovarea notului în ape deschise, un sport mai puțin popular în România. Dar există și un alt obiectiv, mai important chiar, pot spune vital pentru sănătatea planetei și supraviețuirea generațiilor viitoare pe Terra. Și anume, conștientizarea și responsabilizarea tuturor asupra importanței menținerii curate a apelor naționale și planetare. Natura este cea care ne-a creat. Natura ne hrănește. S-o protejăm pentru noi și pentru copiii noștri. Sănătatea tuturor depinde de sănătatea planetei. Campionii sunt modele de urmat. Să-l urmărim și noi pe Paul Georgescu în competiția 7 lacuri România. O nouă victorie a lui Paul Georgescu. Catena susține campionii pentru o Românie curată.